Măresc taxele și impozitele cu 50% și la Constanța din ianuarie. Nu știu. Vom vedea ce iese, ce iese din parlament. E lumea disperată. După ce știu, găsesc cum știu că este disperată. Am avut intervenții peste tot. Că am vorbit și, cu, și la Digi și la... Știu că lumea disperată. Mi se pare nepotrivită decizia asta. Dar vom aștept legea să vedem ce se întâmplă și... Și dacă va fi lege, ce veți face? Veți păi dacă va fi lege, trebuie să aflu ce să-i fac. Dar o voi face cu strângere de inimă. Pentru că nu vreau să fiu populist, dar gigacaloria a ajuns la 450, bine, prețul real e 1600 și diferența o suportăm noi din buget. 450, prețul final care ajunge la consumator. La consumator. În ianuarie oamenii de obicei își plătesc, primul lucru își plătesc impozitele și tot în ianuarie trebuie să plătească și căldura. Și atunci este un efort destul de mare pentru ei și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Mă rog, au discuții de tipul că procentual, că nu putem discuta în termen nominal, este cea mai mică taxă pe sau impozit pe clădiri, pe proprietăți din Uniunea Europeană. Da, domnule, dar trebuie să facem de așa manieră încât taxele astea să fie suportabile. Păi... suportabile. Acum eu nu vă spun că dacă e cu 50% mă uit în buget și la 345.000 de clădiri avem 170 de milioane de lei pe impozit, 50% înseamnă încă 85. Nu din punctul ăsta de vedere, nu da. Nu e rău, dar... în buzunarul omului. Lucrul ăsta bun cu... făcut așa cu... în defavoarea altora, celor care plătesc. Sau cumva să puteți... Nu e regulă. Să plătească eșalonat, să nu dea cumva toți banii odată sau... Bine, asta se poate. Bun, putem gândi un sistem, dar haideți să vedem cum apare legea. Da.